Mihaileu se simte mai bine. După ce a fost la un pas de moarte, marele campion a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Mihaileu a mărturisit că a fost în stare gravă și că șansele lui de supraviețuire erau aproape de zero, după ce în urmă cu o lună i-a fost înlocuit un stent la rinichi într-un spital privat din București. Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și că mi-ați transmis energia voastră pozitivă. Din păcate, în urmă cu o lună, într-un spital privat din București, la o banală înlocuire a unui stent la rinichi, am ajuns în situația în care șansele mele de supraviețuire erau aproape de zero. Familia a cerut transferul de urgență la Institutul Clinic Fundeni. Iar acum sunt bine datorită domnului profesor Irinel Popescu și al echipei sale. Cu ajutorul lor, sunt în viață acum și mă recuperez. O să vă țin la curent și sper să vă aduc numai vești bune. Al vostru, Mihaileu, a fost mesajul transmis de Mihaileu. Cu un deceniu în urmă, Mihaileu a fost diagnosticat cu cancer la colon. La acel moment a reușit să învingă boală, însă iată că, de ceva vreme, marele campion se confruntă din nou cu probleme serioase de sănătate. Nu iau niciodată ce se întâmplă ca pe o tragedie. Pur și simplu accept situația care este. Mă integrez, a declarat Mihaileu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.